reglementările în România cu privire la ce fel de arme putem folosi. Da? Pe scurt, arme adevărate, adică arme cu glonț de metal, au dreptul să aibă parlamentarii, polițiștii, procurorii, judecătorii și cam atât. Poți, cu excepții, dacă ești antrenor de tir, dacă, știu, probabil militarii, ofițerii, serviciile secrete și așa mai. Dar pentru un cetățean obișnuit să dețină armă, de apărat, de fel la pistol, nu vânătoare, o armă de vânătoare, este imposibil. Chiar dacă ai reușit, știu eu, dacă te-ai înscrie într-un club de tir și așa mai departe, poți să o deții, dar n-ai voie să o porți în public. N-ai voie să o folosești pentru autoapărare. Arma de vânătoare. Poți să ai. Vă costă o căruță de bani, pentru că trebuie să fii membru într-o asociație. Trebuie să participi, ai cotizații. Trebuie să participi la minim, nu știu câte vânători pe an. Care costă. Arma costă și ea. Deci, un cetățean obișnuit, din venitul mediu, ți-ar fi foarte, foarte greu să îți permiți să deții o armă acasă. Chiar dacă ai avea armă de vânătoare, n-ai avea voie să o folosești pentru apărare. Dacă vin mistreții și îți distrug gazonul, poți să o folosești, probabil, dacă nu e în perioada de restricție, dar dacă vin 30 de oameni să te atace pe tine și pe ta, n-ai voie să folosești, să te arme cu arma de vânătoare. Și atunci ce folosesc voi? S-au tras focul de pistol. Nu, s-au tras niște suflători, niște pop-pop. Și au jucat un pic pac-pac. Ce au ei? Sunt niște pistoale cu aer comprimat care trimit bile și cam atât. Ce fac pistoale? Alea nu au pentru un cetățean obișnuit care vrea să se apere pe el, are nu o forță de oprire. Adică, dacă vine o matahală spre tine și tu ai pistolașul ăla cu bile, cu cauciuc sau cu știu eu ce alte jucării sunt acolo, tu nu-l poți opri. Fie îl nimerești în zone în care doar îl enervezi, fie, știu eu, poate scoți un ochi în anumit, și dacă ai foarte mare ghinion, îl omor. Dar nu pentru că dacă ai vrea tu să-l omori, n-ai putere. Deci numai din întâmplare poți să-l omori. Deci n-ai niciun control, nu știi ce poate face arma respectivă. Probabilitatea ca individul respectiv să se teamă de faptul că tu scoți un băi, lasă-mă, că eu nu m-am dus, acum am ieșit de la film, lasă-mă în pace, eu mă duc pe aici și dăm bună, până am din nicio treabă cu tine, este nul. Efectul disuasiv al armei în România este nul. De ce? Păi odată, numărul cetățenilor care au arme este cel mai mic la raportat la populație din toată Europa. Poporul român este cel mai dezarmat popor din Europa. După statistici făcute la nivel român. Asta ce înseamnă? Înseamnă că infractorii români, care știu și ei, se experimentează, îi cunosc care e situația, ei știu că e foarte puțin probabil să facă față unei riposte pe măsură. Și mai știu că în cel mai rău caz este un pistol cu biluți, un fel de jucărie mai perfectă.